Toată iarna, buzoienii din zona de munte a județului au așteptat o ninsoare consistentă, fenomen meteo care a întârziat să apară. În schimb, astăzi, aproape de finele primei decade a lunii aprilie, localnicii au observat cum fulgii de zăpadă cad necontenit. Imediat, spațiul virtual a fost luat cu asalt de poze și filmulețe care au imortalizat momentul. Este sigur că stratul de zăpadă nu va rezista, iar fulgii căzuți astăzi se vor topi relativ repede, însă rămâne uimirea legată de schimbarea bruscă a vremii. Meteorologia anunță temperaturi mai scăzute, vremea devenind rece pentru această perioadă. De altfel, o atenționare cod galben este valabilă până mâine și vizează zona de munte a județului Buzău.